împreună cu un grup de locuitori acestui sat, am hotărât în anul 2019 să deschidem o asociație obștească în localitate, fiindcă biserica nu are acces la granturi direct de către guvern sau diferite fundații și am hotărât pe lângă biserică să dăm și o asociație ca să putem participa la diferite granturi. Până acum, din 2019, am fost activ în sat. După cum vedeți, ceva nou informativ, am fost activ și în școală și în sat, prin diferite activități am participat și la ziua copiilor împreună cu primăria. Pe viitor vrem să o extindem și în afară, în localității noastre. Este promovarea și facilitarea participării la nivel local a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea societății civile bazate pe cetățeni activi. Am venit astăzi la această sărbătoare, să zicem așa, în localitatea Cristici, pentru a pune un început bun unei asociații, Asociația Popasul Îngerilor, întemeiată cu binecuvântarea Preasfințitului Ioan Episcop Sorocii și cu purtarea de grijă a părintului Serghei Cucireală, parohul Bisericii din Hristici, care de timp, de când este aici numit ca paroh, duce o activitate destul de bună pentru biserica noastră și ne bucurăm că părintele a reușit înființarea acestei asociații care se va ocupa și se ocupă cu purtarea de grijă a celor mai nevoiași. De altfel, acest lucru biserica îl face din tot timpul, dar astăzi așa sunt aranjate lucrurile în țară, în general în lume. Ca să faci ceva trebuie să fie un cadru legal, trebuie să fie o legătură între biserică și stat și această asociație vine ca acea legătură care ne va permite ca să facem acele activități corecte și bune care le-a făcut biserica dintotdeauna. Eu mă bucur că în satul Hristici s-au găsit așa cetățeni care au deschis acest centru Asociației Obștești Popasul Îngeresc. Este un început pentru binefacerea localității. Administrația publică locală cu conducerea Organizației Obștești Popasul Îngeresc vom încheia un acord de colaborare care va dura pe parcursul vremii și sperăm să atragem cât mai multe investiții pentru satul Hristici.